Ceea ce înseamnă că Bulgaria, prin acest punct de vedere, se schimbă și să modifice, evoluează ceva mai bine decât în, decât în România. În schimb, cu toate problemele pe care noi le avem în România, cu băncile, vedeți că totuși numai unul dintre întreprinzători s-a prins de această relație, iar acest procent este sensibil mai mare decât în Bulgaria, în proporție este unul din patru. Alte deosebiri majore se referă la climatul și la tensiunile sociale. În Bulgaria, pentru mine cel puțin, a fost surprinzător să aibă dublă față, aproape dublă față cu România, consideră că sunt afectați de climatul și de tensiunile sociale. Deci, în continuare, am avut în vedere fenomenul dinamic al activității între membrilor din această perioadă, deci 2009-2011, în cele două regiuni, și am avut în vedere cum apreciază, cum au evoluat ele și așa cum ne așteptam, cea mai mare parte, peste 50% și au scăzut activitatea în perioada 2009-2011. Atunci când într-o țară peste 50%, aproape 60% din imm-urile le spală activitatea, e clar că țara respectivă, țările respective au foarte multe probleme și economice și, și sociale. Dacă privim pe cele două țări, constatăm că la nivelul României proporția imm-urilor care și-au dus activitatea este cu circa 5% mai mare decât la nivelul Bulgariei. Iar proporția, în mod corespunzător, proporția imm-urilor care și-au modificat activitatea este mai mare în Bulgaria decât în România. Acest fenomen care aici este analizat, identificat și analizat la scala imm-urilor, se reflecte și la nivel național, că știți foarte bine că Bulgaria a avut, care simțim mai puțin criza din punct de vedere al PIB-ului, comparativ cu România. Deci, observați că ceea ce descoperim la nivel de IMM-uri își găsește corespondență în cifrele macroeconomice. În continuare, ne ocupăm de un factor foarte important, impactul psihologic al crizei economice asupra întreprinzătorilor români și bulgari. Și mai de a mă referi la aceste cifre, aș dori să precizez faptul că ultimii jumătate de criză se datorează factorii psihologici. Cel puțin jumătate de pentru că climatul, mass media, scoate atât de mult în evidență aspectele negative, încât aceste aspecte negative copleșesc pe foarte mult între întreprinzători și reprezintă un factor înapoi. Sau lăsați-le. Reprezintă un factor de inhibiție. De aceea, pentru că avem un sală și reprezentația în mass media, nu permit să îndemn mass media să aibă o abordare mai echilibrată. Pentru că atunci când vezi mai partea negativă, eu nu spun că nu partea negativă, e clar că mediul de afaceri din România și permite măsură și altă în Bulgaria, se confruntă cu foarte multe probleme comerciale, fiscale, juridice, de birocrație, de corupție, etc. Dar când tot timpul nu vezi de partea negativă, să știți că sunt probleme de revenire din criză. Și mai e o chestiune care foarte multă lume nu înțelege, să știți că prețurile și valoarea produselor au o determinare psihologică foarte importantă. Nu numai valoare economică, nu numai productivitatea, să știți, înăierea produselor și tehnologiilor se termină competitivitatea, ci și oamenii cum percep aceste. De aceea, nu trebuie să lansez un apel atât la mass media, cât și la întreprinzătorii din sală, că atunci când se uită la fasadul care l-au în față la restaurant și când se uită la mediul de afaceri, să vadă și partea primă, nu numai partea primă. Eu nu spun să spună că e formidabil, că nu e nimic formidabil. Dar dacă nu vedeți și partea plină, nu se găsim resorturile interne. Pe o parte, să suportăm problemele acestei perioade și trebuie să ieșim în mediu. Și aici vă spun, în calitate, probabil că sunt singurul specialist în România de economie bazată pe cunoștințe. Se mai am mișcat de doamne. Să 20 de ani pe plan internațional să trece de la economia clasică capitalistă la economia bazată pe cunoștințe. Această trecere înseamnă că avem nevoie pe plan mondial. Noi legi, noi instituții, noi legale sunt care nu sunt. Până nu se vor face la nivel mondial o schimbare radicală de mecanisme, să știți că o să avem în continuare. Poate nu așa de puternice ca cele care au fost pregătite, s-au mai fericit puțin statul, s-au mai pus niște stabile, dar crize vor fi. Dar tot din acest climat, care va fi un climat tensionat pe plan internațional, noi trebuie, e foarte important pentru noi, să avem un psihic cât mai bun. A doua remarcă și pe aceea revine la spune. Să știți că în condițiile acestor revoluții care nu s-a anunțat de deloc foarte optimiste pe plan internațional, România are totuși o șansă. Șansa României e ce costă?
scăzut, încât pentru creștere nu trebuie atât de mult cât trebuie să fie o dezvoltare. Dar ca să valorificăm acest statut, e foarte important să stăm foarte bine cu moral, să avem încredere și ne asumăm riscul, chiar când climatul internațional, climatul național, climatul politic nu sunt pe cele mai bune. Acesta este unul dintre elemente de care depinde foarte mult evoluția lumii. De aceea n-am analizat acest impact psihologic și observați și mai din cele care le aveți în față, că impactul psihologic al crizei a fost foarte mare. În România, aproape jumătate l-au apreciat pe cei mare, iar în Bulgaria și mai mult, 3%. Mă dați seama, întreprinzătorii recunosc că acest impact e foarte mare. Și dacă mai luăm și a doua cifră, impact redus, ce constată? În România, 2 din 3 întreprinzători au fost afectați psihologic, semnificativ de către criză, iar în Bulgaria este și mai mult, aproape 9 din 10. Deci, această cifră trebuie să ne ducă pe nouă spre o reconsiderare a relațiilor cu mediul de afaceri și cu o reconsiderare a percepțiilor noastre, pentru că dacă nu, ieșirea din criză și reluarea dezvoltării va fi o problemă care se va rezolva foarte de. Mai faptul economic obiectiv nu are rezolvă. Foarte interesant este acest grafic, cum percep întreprinzătorii, sau cum percep întreprinzătorii că va fi punctul culminant al crizei. Vreau să vă spun că pentru noi a fost o surpriză, vă rog să vă uitați, cea mai mare parte din întreprinzători, imensa majoritate, apreciază tot punctul culminant al crizei cumva. Da.